Dragi gemeni, începem cu eclipsa totală de soare, lună nouă, adică în berbec, da, Mercur al vostru este și implicat, e și în retrogradare și este o eclipsă foarte puternică, să știți. Pentru voi, eclipsa asta înseamnă un nou viitor, da? Vă ziceam eu în previziunile pentru aprilie că dacă v-ați făcut planuri de viitor pentru aprilie, sau dacă aveați voi așa niște planuri în cap, cel puțin pe care vi le-ați făcut în perioada uh, 17-1 aprilie, zona aia, da, ei, uite, acum ele sunt uh, uh, date puțin peste cap. Uh, pentru unii, genul, este posibil chiar voi să luați atitudine. Da? Este vorba despre un nou proiect care apare, un nou geam în, în fața celorlalți. Poate să fie și un moment în care gemenii pot să primească o ofertă foarte interesantă. Este o ofertă bună, e ceva ce vă ajută.